Serviciile Bibliotecii Hristo Botev. Biblioteca Hristo Botev reprezintă un centru cultural bulgar în Republica Moldova, în care periodic sunt organizate și desfășurate servicii cu activități de amploare cu publicul de etnie bulgară, promovând astfel valorile culturale bulgare. Colecția bibliotecii constituie 23.000 volume și publicații seriale din diferite domenii, în limba bulgară, română și rusă, care în fiecare an este completată cu ediții noi. De asemenea, Biblioteca Hristo Botev este unica în țară, care împreună cu Societatea Științifică a Bulgariștilor din Republica Moldova oferă serviciul Studiem Limba Bulgară gratuit, prin intermediul căruia dând posibilitate tinerii generații a descendenților bulgari și doritorilor de a cunoaște limba bulgară. Grupul țintă al serviciului sunt beneficiari cu vârsta de la 4 ani până la 65 de ani. Impactul serviciului Studiem Limba Bulgară este că utilizatorii acumulează cunoștințe profunde în limba, literatura, istoria, cultura, geografia, etnografia și folclorul bulgar. Utilizatorii serviciului frecventează cu mare plăcere orele de limbă bulgară în zilele de sâmbătă și duminică ale săptămânii. Lecțiile se desfășoară într-un spațiu special amenajat, luminos și confortabil. Un alt serviciu oferit de biblioteca noastră este Bulgărscăvnește, Vatra Bulgărească, care îi familiarizează pe locuitorii țării cu sărbătorile, obiceiurile și tradițiile bulgarilor. Grupul țintă al serviciului sunt etnicii bulgari din Chișinău și din Republica Moldova. Activitățile științifice desfășurate în centra Bibliotecii Hristo Botev contribuie la promovarea istoriei bulgarilor din Moldova. Lansările și prezentările de carte sunt evenimente importante ce țin de istorie și cultura bulgarilor din țara noastră. Unele din ele au tematică legată de viața spirituală a bulgarilor basarabeni. Într-o atmosferă autentică, cu specific național bulgar, se desfășoară la biblioteca noastră toate activitățile, conferințe științifice, mese rotunde, lansări și prezentări de carte, festivale internaționale, medaliane literar-muzicale. Se simte atmosfera caldă, deosebit de prietenoasă, în care sunt reprezentate foarte bune forme de comunicare între persoane de etnie bulgară din Moldova și, în genere, între utilizatori. Activitățile desfășurate în cadrul serviciului acoperă necesitatea de cunoaștere a sărbătorilor naționale și tradiționale bulgărești. Ansamblul etnofolcloric Viglince, care activează în cadrul Bibliotecii Hristo Botev, ajută, asistă, complementează efortul bibliotecii și ajută membrii Clubului de Visu să trăiască experiența multor momente memorabile prin care participanții ședinților se identifică cu rădăcinile, cu folclorul, datele, simbolistica istorică a bulgarilor. Biblioteca Bulgară Hristo Botev a devenit casa mare a multor bulgari basarabeni, care vin aici cu drag ca la rude apropiate, unde găsesc o atmosferă plăcută, în care se vorbește limba bulgară, răsună cântece populare bulgărești, portul național bulgăresc e la el acasă. Aici se valorifică contribuțiile considerabile ale personalităților de etnie bulgară la dezvoltarea științei, artei, culturii, literaturii și dezvoltării și imaginii Chișinăului. În cadrul serviciului Cinema Park, amatorii de film au posibilitatea să facă cunoștință cu capodoperele cinematografiei mondiale, cu cele mai bune opere literare ecranizate și cu cele mai remarcabile lucrări ale regizorilor de talie mondială. Scopul serviciului Cinema Park este promovarea valorilor literare și culturale. Serviciul Znakomstvo's Computerom le oferă ajutor oamenilor de vârsta a treia, care nu au posibilitatea de a-și procura calculator personal, dar doresc să însușească acele abilități ce le vor permite să caute cu ajutorul programelor tot felul de informații, să citească presa, să scrie o scrisoare prin intermediul poștei electronice și altele. Serviciul pasionați de lectură. Acesta cultivă la copii dragostea față de carte, formează gustul pentru lectură, contribuie la dezvoltarea lor intelectuală și la cultivarea celor mai bune calități morale. Serviciul include ora de lectură, lansări și prezentări de carte, discuții, dezbateri, întâlniri cu scriitorii, în cadrul cărora utilizatorii iau cunoștință de noi și actuale cărți, fac cunoștință și cu scriitorii. Serviciul presa online este predispus utilizatorilor care doresc să citească presa solicitată în limba bulgară, engleză, rusă și română, pentru extinderea orizontului de cunoștințe. Vă invităm și vă așteptăm la Biblioteca Hristo Botev.